fericile iubirii. În emisia live de ieri, doamna Cristina invoca faptul că Stelian jignește mereu prin folosirea unor cuvinte nepotrivite. De ce trebuie să ne jignim când noi nu am supărat pe nimeni? Eu pot să te jignesc pe tine și îmi permit de data asta, pentru că ba cârpe, ba romanii, până în momentul de față, știm și noi să jignim. Okay. Și dacă ți-aș spune o vorbă, te doare la suflet, nu, dar mă abțin. Mă rog eu să nu ne jignim. Stai cu minte de la locul tău și... Doamna Cristina, ați văzut că momentul în care am greșit față de oricine a fost, sau cu cine, că a fost Cristian sau cu altcineva. Eu am venit și am spus, bă, da, n-a fost ok, am greșit, îmi cer scuze. Acum simți că ai greșit sau nu? Ca să concluzionăm un pic, să trecem la următorul subiect. În chestia cu romanii, eu nu cred că am greșit, dar dacă am ofensat pe cineva, uite, încă o dată eu îmi cer scuze. Atunci lasă-mă să te îndrept și eu ceva, te rog frumos. Vă rog. Tu, băiatul ăla frumos, înalt, nu blond, contează, ochi frumos ce ai, din toate fetele astea, ți-ai ales o vacă cu un vițel și mâine vin și îți cer scuze. Și credeți că se compară ce a spus asta cu ce am spus eu? Nu e ok. Nu este ok. Te dai prea inteligent, Stelian, aici și jignești foarte mult. Doamna Mioară nu vedea vreo vină în atitudinea doamnei Cristina. Îmi pare rău de Ramona, dar până la urmă bine i-a făcut ca să vrea să vede superior. Lasă să fie mama ei să mă audă, să vezi ce bine i-am făcut eu lui Ramona. Este că eu n-am făcut ca să o înjosesc pe ea, să o zic eu vacă cu vițel. Că înainte să-i zic ei vacă cu vițel, am fost eu la vârsta de 26 de ani văcuță cu vițel. Înainte să mă recăsătoresc, m-ai înțeles, tot văcuță cu vițel. Și eu deschideam ochii să văd omul care va fi bun pentru copilul meu. Și lasă să deschidă ochii și Ramona, că în toate conversațiile care le vezi și tot ce vorbești, nu interesează o vorbă despre fata ei, o reacție despre fata ei. M-ai înțeles? Lasă să se sature și Ramona, că îi prinde bine lecția asta. Nu în sensul că ea e vacă. Cum ai fost și dumneavoastră cu doi copii și te-ai recăsătorit? Nu că pentru mine Ramona e vacă. Păi, Doamne, am înțeles, mami. Mă așteptam din partea ei să deschide ochii, să zică, bă, dar asta face rasism, așa, eu am un copil acasă, asta înseamnă că nu e un om bun. Băi, omule, ce spui acolo? Sau n-am nimic cu ea. Lasă, dar eu zic că asta e în binele ei și a familiei ei și tot. Și în familia lui Stelian, dacă mă aude, că nu-i convine la nimeni, vezi de treabă. Foarte greu să crești copii, altora trebuie să ai responsabilitate pe bune. Am avut frică să aduc om în casă la băiat, da, păi la fată. Ce responsabilitate are ăsta? Asta nu știe pe ce lume trăiește el. Vede ea Ramona pe dracu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți mai faci un viitor, dar trebuie să, mai ales ca femeie, să fii mult mai atentă, nu-ți mai permiți să faci ce face fetele normale. Doamne ajută să nu mă mai scoată mama săptămânii. Săptămâna asta nu mai vreau să mai fiu mama săptămâni. Să mă pună Ramona să-i duc o farfurie lui ăsta acolo, dacă nu sunt în stare să-i dau cu ea în cap, să-mi dea colarez ce-mi dă pe aici, îmi vine să-i dau cu ea în cap. Hai că nu te mai trimite, stai liniștit. Câți părinți de acasă aș vrea să spună cuvântul aici și n-are posibilitate? Pă bune! Și aici de ai să zic, vii vorbești pentru fită, dar dacă aș vede un copil în dificultate, cum o văd pe Ramona eu, nu o văd bine pe Ramona. A copilul când e să fie, nu înțelege, băi frate. Cum te urci tu pe omul ăla și te pupi când tu știi că n-ai auzit fata de 3 luni de zile? Păi eu dacă sunt din Italia, unde sunt și sunt certată sau nu-mi aud copilul, s-a întâmplat, eu nu suport pe bărbatul meu să mănânce nici cu mine la masă. Pentru că nu mă mai suport nici pe mine, am o problemă, nu-mi aud copilul. Nu mai pot să mă mai pup și să mă iau în brațe cu nimeni. E, dacă îi faci o morală azi, una mâine, ăla îi zice ceva, ăla îi zice ceva și revine și ea, că copilul rău nu e Ramona. Azi am avut o zi urâtă de dimineață, am luat-o cu Simona, nu cu Simona, cu soac de în cameră. De dimineață știam că mi se întâmplă ceva. Acuana. Ce? Mă enervez când zici trei cuvinte și te oprești. Trei cuvinte te oprești. Mă provoci să mă dea, știi? Sau să zic, știi? Și am sărit după fi și zic, Doamne, de dacă venea omul ăsta aici și se îndrăgostea de Ion, atunci te fi, să vedem ce făceai. Că sunt dintre ăștia, știi? Taca, 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 taca. Când te provocă să vă zic, gata, gata, termină, gata, gata, termină. Dar cu cine vorbeai, mă? De dimineață în cameră eu. A, în cameră, da, îmi dau seama, cu mine n-ai vorbit. Sper să nu le dea și pe alea. Am zis. Păi, dar eu nu știu că eu tu am... Tu îți faci sacrificii, tot te vaiți atât. Păi n-ai văzut ce e pe lumea asta? Să te doară, să te înțepe la suflet când vezi oamenii ăia că caută oamenii.
Mai înțeles, tu ca părinte te dai cu capul de pereți și tot ne batem cu capul atâta cu atâta. Și dacă să ia și să desparte, nu sunt nici primi, nici... Nu și să rămâne în pace. Așa este. Nici nou, nu ne-i ales nimeni și nu e că noi am ascultat cuvânt cu cuvânt ce ne spunea părinții noștri și să vezi că n-am greșit nimeni și am dat cu capul de pereți toți. Da, normal. De acasă să nu fii supărați pe mine. Îmi cer scuze publicul de reacția mea. Capricile iubirii. E o situație și o situație destul de complicată. Înainte de orice, vreau să vă spun un lucru. Că în emisiunea Mireasa nu se admit discriminările sub nicio formulă. Până la urmă, indiferent de etnia din care provii, noi acceptăm pe toată lumea aici cu drepturi egale și îi tratăm pe oameni cu respect și considerațiune, așa cum se cuvine. Pentru că trăim într-o țară civilizată și într-o lume în care nu mai contează că ești român, că ești armean, că ești machidon, că ești rom și așa mai departe. Ramona, ce părere ai de ce a spus doamna Cristina? Este strict părerea doamnei Cristina. Doamna Cristina nu știe foarte multe lucruri despre mine. Dar ce ar trebui să știe doamna Cristina ca să-i răstoarne lucrurile pe care doamna Cristina spune că le spui tu sau le faci tu? Ce am spus eu? Că nu știu ce am spus eu. Eu n-am spus absolut nimic. Adică eu nu știu pe doamna Cristina niciodată. Și niciodată nu mi-aș fi permis. Bun. Întrucât doamna Cristina este în calitate de mamă în casa Mireasa, o să o lăsăm și pe mama ta, Ramona, să aibă un punct de vedere vis-a-vis de situația asta. Practic un dialog între cele două mame. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit alături de noi! Bine v-am regăsit! Ați văzut imaginile de mai devreme? Nu am văzut nici pe imagini, eu încă sunt la servici. Nu am terit. Minat, mai am cam o oră jumătate să plec acasă. E adevărat, dar cred că au curs un șir de acuze, de jigniri și de... Da, știți, doamna Gabriela, situația este în felul următor. Eu, Ramona, i-am spus întotdeauna, dacă ești jignită, nu jigni și tu. Spune să rămână și mergi mai departe. Pentru că nu are rost să începem să ne jignim pentru ce. Poate s-au pus cuvintele la o supărare, la... Deci, sunt mai multe cauze. Eu strict vreau să mă refer Ramonei, să fie sigură că eu o voi ține până la sfârșit. Când vor ieși afară din casă, dacă va ieși cu Stelian, eu îi voi susține. Afară își vor rezolva problemele, își vor povesti lucruri, pentru că în casă suntem conștienți că nu vor discuta exact ce ar dori ei. Bun, vreau să mă întorc la doamna Cristina. Da. A fost o neînțelegere? Care este exact situația? A fost cu câteva zile înainte că aceleași cuvinte care eu le-am spus în direct, le-am spus ei la masă, cuvânt cu cuvânt. Și nu s-a supărat pe mine și nu am zis tu ești o femeie cu copil sau eram eu cu ea la masă. Deci n-ați zice o minciună. Și i-am zis, tu ești cum eram pe timpuri noi, că așa se spunea. Nu poți să te compari cu fetele care sunt aici. Tu trebuie să deschizi ochii mai bine, că ăstea poate să aleagă, poate să greșească. Tu nu îți poți permite pentru că, cum se spunea odată, o vacă cu un vițel. Nu poți să te uiți la mușchi, cum arată, cum n-arată, ce frumos e, ce ochi are. Pentru că tu nu poți să te compari cu fetele. Tu ai un copil acasă, tu trebuie să găsești un om bun pentru tine. Și în primul rând pentru copilul tău. Cred că asta trebuie. Sunteți să pe principiu tu iei ce pică? Dar discuția asta am avut o vacă sau vițel ce am pronunțat, nu s-a supărat, dar n-am spus-o cu răutate, că dacă spuneam cu răutate, ea s-a supărat de atunci. Deci cuvintele astea le-am repetat acum o săptămână, eu cu ea la masă. Dar dumneavoastră ați extins
discuția asta vrând să loviți pe... Da, și-a pe... trecut prin Ramona, dar cu Ramona și-a e conștientă și știe și imediat a venit și a vorbit cu mine, eu adică am vorbit... Adică peste Lian, nu știu cât l-a afectat, cât ați lovit în Ramona. Și Ramona, nu cred, n-am auzit să zică ceva care să poată fi nu, Ramona, asimilat nu. Unei jigniri. Ramona, nu, nu. Dacă ar fi cu scuze sau ceva din gen, cu cea mai... Pe mine am pornit din loc când a întrebat doamna Simona, ți să-ți cer scuze? Și el a zis, nu e cazul. Și atunci eu am lovit chestia asta de i-am zis cu tu da, ce ți-ai ales. Iertați-mă, doamna Cristina, cu Stelian că... Stelian am avut, cu ea nu. Îmi pare rău că săgeata asta a trecut prin ea ca să ajungă la Stelian, dar am fost convinsă că îl loviți. Vreau să vă întreb, apropo de, apropo de conceptul ăsta de viață. Avut, doamna Cristina, am avut cu Cristian, cu dumneavoastră. Ei, stai cu minte, când auzim... Tu când te ceri cu Cristian, poți să vă împarte, împarte, să vă ziceți câte și mai câte. Rasismul face parte și din mine. M-ați înțeles? Nu e că tu ai zis care e mai tare, care e mai șmecher, care eu nu mă bag în discuțiile astea. Aici dar să aud odată, sunteți, discutat cu Cristian, sunteți niște cârpe. Și am tăcut. Sunteți romini. Păi nu mai pot. Încă o dată, nu m-am referit la dumneavoastră. Și de la aceeași persoană. Atunci, nu știu. Și dacă spuneți, adică nu știu. Vă simțiți? Stelian, cu Ramona, orice întrebare, orice, la tine nu mai vreau nimic. Nu mă întreba nimic, că nu-ți răspund nimic. Nu pot să te mai văd în fața ochilor. Eu nu m-am auzit să zică că sunteți. A întrebat ce limbă este. Cum? N-a întrebat ce limbă este, Cristian. Da, n-aveți cum. Acum hai să fim serioși. N-aveți cum să nu știți, să nu vă dați seama că aia a fost... Dați înapoi și uitați pe canapea, pe canapea când îl întreabă. Ce înseamnă ce vrei? Dar ai perceput-o tu. A fost o întrebare. Nu cred că am perceput-o, doar eu am perceput-o toți care... Am întrebat băieții, în direct, la doamna Simona, ce ați înțeles? Și a zis, da, l-am făcut așa, toți băieți. Haideți să o luăm logic. Dar de ce ridici tu? Păi haideți cu mine, pe la obicei, cu mine, pe mine, mă lasă la cu vocea tău pe tine. Nu, haideți să o luăm logic. Aș vrea să purtați un dialog civilizat, domnilor. Da, ok. Pentru că să știți că pot și eu să mă ridic chiar deasupra voastră și să ridic tonul mai mult decât atât. Bun. Vreau să fiți civilizați unul cu celălalt și să purtați un dialog de bun simț. Okay. Nu să vă aruncați vorbe, că nu suntem aici, nu știu, într-un loc în care, la birt. Corect, tocmai de asta. Vă rog. Bun. Îmi permiteți, vă rog. Te rog. Argumentul ăsta, dacă ar fi fost să fie și să-l fi spus cu răutate și cu dușmănie, pur și simplu, dacă se pune problema rasismului. N-aveam cum să fac o astfel de remarcă și romanist sau să spui cuiva că e un rom în ideea de a-l jigni, nu este un argument pertinent. Mi-aș da singur foc dacă aș face așa ceva. Eu nu am încercat să-l atac pe Cristian sub nicio formă. Tu ai dat-o simplu, cu... Am dat-o cu... Du-te vino cum ai. Am dat-o cum o interpretezi tu. Pe nu, mine nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează cum o interpretezi tu. Eu nu am încercat de trei ori. Înainte ca eu să zic cuvintele astea, l-am întrebat de trei ori. M-am pus așa în direct la doamna Simona și am zis, explică-mi tu mie un pic ce ai vrut să zici prin cuvântul ăsta. Știți, eu eram în față la canapea. Nu te-am întrebat. Explică-mi cuvântul ăsta. Te-am întrebat de trei ori înainte eu să zic. Și n-ai știut să-mi răspund. Ce ai vrut să-mi zici prin vorba de jignire, că nu ne simțim... Dar în același timp... A deranjat că a zis că nu-i pare rău și ce nu simt nevoia să-mi cer scuze, nu-mi pare rău pentru că așa este. Și atunci am plecat și eu cu cap. Da, în același timp nu înțeleg de ce trebuie să... Aducere, cuvântul ăla, erau alte miliarde. Da, doamna Cristina, vă înțeleg nemulțumirea, dar acum știți cum este? Puteți să-l întrebați pe Sorin. El a făcut pușcărie pentru faptele pe care le-a făcut el. Nimeni altcineva nu a plătit pe lângă. Ce vreau să spun este că dumneavoastră aveți ceva cu Stelian, da? De împărțit. Nu de ce plătește împărțit. Ramona? Că a zis, a făcut o comparație, o figură de stil, o comparație. E adevărat, dar în momentul în care îi spui tu nu mai poți să te porți ca asta. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce fel de relație aveți cu soțul? Ok. Și l-ați luat pe soțul din dragoste? Normal. Și l-ați luat așa primul venit, primul servit, că aveați un copil? 9 ani am stat el la casa lui, eu la casa mea. Nu e vorba de cum v-ați luat după 9 ani, e vorba dacă v-ați luat din iubire și dacă ați simțit că este bărbatul potrivit și dacă ați simțit dragostea aia și fulgerul ăla în momentul în care l-ați luat. L-am luat pentru, nu de iubire, că nu m-am uitat la asta prima dată la iubire, dacă ar fi bărbatul potrivit ca să pot să intre în casă la mine pentru copilul meu. Da. Nu, deci nu l-ați luat la nimeni reală.
Deci nu l-ați luat la nimereală, uite. Nu, că nu ce stăteam spune. 9 ani ca să văd ce și cum. Am fost da, vă rog, vă rog, dacă vreți să interveniți, doamna Monica, vă rog, sunteți încă în direct. Îmi cer scuze că v-am ținut la telefon. Nu este nicio problemă. Aia vreau să întreb pe doamna. Când eu cred că dânsa a ales soțul, da? Nu i-a venit așa să-i spună cineva, ia-l pe ăsta că tu ai un copil, așa și Ramona. Ramona, dacă va găsi un bărbat care să simtă ceva pentru el, nu trebuie să fie o problemă copilul, pentru că este o binecuvântare, nu trebuie să fie. Iar bărbatul trebuie să o accepte cu un copil, pentru că e conștient că l-are. A fost discuția cu Ionuț și Ramona. E adevărat, dar doamna Cristina spune că are Ramona un copil acasă de care nu se interesează sau ceva de genul ăsta. Nu, n-am zis că nu se interesează, nu există așa. Că mai degrabă o interesează de Stelian decât de copil. Păi, o să mă duc pe material? Este în emisiune să cunoască o persoană. Asta nu înseamnă că în sufletul ei copilul nu există. Ați văzut doar că doamna, are un copil acasă, doamna, nu interesează doamna Cristina, doamna Cristina, ați povestit și dumneavoastră că ați plecat în Italia fără copil, apoi ați venit în România și ați luat copilul, deci este un drum care face separat de copil. Eu m-am dus să fac un sacrificiu pentru copil, tot ce am construit în Italia să-i aduc în România. Cum funcționează dialogul? Toată lumea face sacrificii pentru copii, este cu tatăl fetiței, nu este lăsat la bunii. Nu, v-am explicat din ce motiv am fost în Italia. Diferența să faceți un sacrificiu, să vă luați tinerețea de la gură, nu are importanță. Să puneți o pâine frumoasă la familie, decât să lucrați o matrimoniale, să vă lăsați copilul fără să vorbiți. Întâi am dat o casă și o masă la copil și după aia m-am gândit să mă recăsătoresc. Stați liniștită, că și fetița are bani puși deoparte pentru ea, nu este nimeni în zis drum. Nu, că n-are bani sau nu are bani cu fetița. Păi, va deranja exact, și pe dumneavoastră că am zis să deschidă ochii spună... pentru care un copil acasă. Cred că își deschide ochii. Fiecare am dat cu capul de perete și am învățat ceva. Indiferent ce îi spunem noi, ea va face ceea ce va simți. Asta e cu totul altceva. Dar și pentru public. Nu cred că e o greșeală că am văzut un copil stând cu el la masă, ne-am înțeles bine și i-a zis, Ramo, deschide bine ochii, nu te uita doar ce-ți place ție. Gândește-te că ai un copil acasă și omul ăsta care l-ai cunoscut, vezi dacă este capabil pentru tine, dar și pentru copilul tău. Aia vor face, aia vor face, dar trebuie să iese afară să te cunoască, pentru că acum, dacă îl cunoștea pe Ionuț și mergea înainte cu el, cum spunea Rareș, bagă-te pe felie cu Ionuț și așa, adică care este diferența între unul și celălalt? Începusem să spun, doamna Cristina, că mie mi se pare că un pic schimbați așa narativul, că ne cam luați fața, că, dar eu nu pot să uit ce ați spus, că v-ați luat de Stelian și ați dat în Ramona. Ați făcut o vagă cu fața aici și am încercat să-mi explicați că ați vrut să-i dați un sfat Ramona. Băi, dă-mi dau răspunsul eu, imediat. Copii pe toate temeile despărțite. Atunci ca să înțelegeți noastră mai bine, Ramona. Aici nu se sublinează discriminare și lipsa de pentru că nu a fost discriminare. Uite, nici eu n-am înțeles ce ai spus atunci când ai spus mălai mare. N-am înțeles, chiar am ciulit urechile. Îl povesteam cu fetele în pauză. Chiar de subiectul ăsta, nu știam că urmați. Și de ce ne-a întrebat what do you say? De ce ne-a întrebat să comandeto, per favor? Că nu știe engleză, nu știe italiană.